Președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, a depus la judecătoria Constanța o cerere de ridicare definitivă a interdicției de a părăsi țara, deoarece ar avea probleme de sănătate și este necesar să urmeze un tratament în străinătate. Nu mai pot da niciun fel de amănunt, îmi pare rău, scuze. A plecat? Nu vă supărați. Este în țară în momentul de față. Este în țară. Și când ar trebui să plece? Nu cunosc aceste amănunte, nu țin de mine. Sunt chestiuni intime ale dânsului, deci nu trebuie să fiu informat cu acestea. Ați depus niște documente la dosar tocmai ca să care la revedere. Programare. La revedere. În prezent, președintele Consiliului Județean Constanța poate călători în străinătate timp de 15 zile, de pe 15 ianuarie până pe 30, în baza unei hotărâri luată joi de instanță.